La sfârșitul lunii mai a fost finalizat la Făvicieni lucrările de reabilitare, modernizare, sistem străzi urbane în Făvicieni. Un proiect care inițial a avut o valoare de 6 milioane de euro, după care, în urma operațiunii de licitație și a lucrărilor de execuție, valoarea finală la leu a fost de 13.643.213,43 lei. Ne-am fi dorit ca acest proiect să fie de valoare mai mare, așa ca să vă faceți o imagine pe axa 2 la ce înseamnă drumul județene, rute ocolitoare, străzi urbane. Valoarea totală a fost de 140 de milioane de euro la nivelul întregii regiuni și la Făvicieni, inițial, când proiectul a fost declarat eligibil, discutam de 6 milioane de euro. În urma operațiunilor terminate, s-a ajuns la valoarea pe care v-am prezentat-o. În acest proiect au fost reabilitate, modernizate 15,244 kilometri. Dacă, luând în considerație și două dintre străzi sunt pe 4 benzi, deci aproximativ 20 de kilometri de rețea de străzi urbane reabilitate în urma acestui proiect. O precizare, iarăși, pe care vreau să o fac, e aceea că sunt străzi care au fost reabilitate în acest proiect, care au trecut deja două ieri și calitatea lucrărilor asfaltului arată că lucrările au fost făcute. Și, iarăși, o precizare care vreau să o fac, executantul, firma de construcție a fost Drumul Județene și, mai ales, ținând cont de situația în care se află societatea în momentul de față, în insolvență și reorganizare judiciară financiară, eforturile ca să scoată la capăt un asemenea proiect au fost destul de mari. Și vreau să apreciez în mod deosebit chestiunea asta, pentru că altfel am fi ajuns într-o situație destul de delicată și pentru noi și pentru firma care executa, mai ales în cont că este vorba de proiectul european. Ca proiectul să fie eligibil și să putem obține punctajul pentru proiectul a fi eligibil, strategia noastră a fost ca toate legăturile cu celelalte unități administrative limitrofe, intrările în oraș, intrările și ieșirile, să fie modernizate. Astfel, străzile Republicii Armate Tudor Vladimirescu, care asigură legătura cu ruta Sfetul-Hasca, fost modernizate. Legătura cu Rătășeni, comuna limitrofă, strada Ion Creangă, iarăși a fost modernizată. Legătura cu comuna Bunești, partea asta în altă, paralelă cu drumul spre Suceava, până în Petia, iarăși a fost reabilitată. Legătura cu europeanul spre Gura Bumorului, Vatra Dornii, Plutoner Ghiniță, de aici, din iarăși reabilitată. Și o brătea care să asigure o alternativă la ce înseamnă ruta europeană interioară, Levadul 2 Grăniceri, strada Buciumeni și Mihai Eminescu, care scot traficul la sensul giratorului aici în piața Mihail Sadoveanu și bypassează practic centrul orașului. Repet, ne-am fi dorit ca valoarea proiectului să fie mult mai mare, ca să fie eligibil ar trebui să ne situăm undeva la nivelul a 6 milioane de euro. Există dintre concitadinii noștri care ne-au întrebat de ce nu au băgat în acest proiect și ruta europeană din Făvicieni. E85-ul care trece prin oraș. Sunt două motive. Unu, că începând din acest an, partea a doua anului și următorii 2 ani de zile, vom începe un proiect mai mare de reabilitare, sistem de alimentare cu apă, canalizare și ar fi păcat să pui, să modernizezi și după aia să-ți faci din nou. Iar un al doilea motiv pe care nu-l ascund e acela că am fi cheltuit mare parte din bani pentru reabilitarea rutei europene, iar pentru străzile interioare, cu siguranță, greu de presupus că am mai fi putut obține fonduri de undeva. Iarăși o altă perspectivă e aceea că probabil anul viitor se va începe modernizarea drumului rutei rapide de la Roman spre Siret
și cum au beneficiat și celelalte localități de modernizarea rutei interioare și pe partea cealaltă dinspre Cluj și asta altă dinspre București. Beneficiază și Fălticeniul fără să cheltuie din bugetul propriu sau din banii atrași direct pentru reabilitarea și modernizarea rutei europene. Să cunoaște, zic eu, faptul că aceste străzi au fost modernizate și în ce înseamnă fluidizarea traficului și mai ales cei localnici reușesc la orele de vârf să circule altfel prin oraș, dincolo de faptul că cele mai mari probleme le avem cu ruta europeană, traficul greu din interiorul orașului.